Bine ai venit la o nouă lecție de informatică și TIC pentru clasa 7-a. Astăzi vom prezenta un nou mediu de programare prietenos pentru implementarea algoritmilor. În această lecție vom învăța despre implicațiile roboticii în lumea reală, componentele plăcuței de dezvoltare Arduino Uno, utilizarea simulatorului Tinkercad pentru programarea dispozitivului Arduino Uno. Un robot este o mașină inteligentă ce poate îndeplini anumite sarcini în mod autonom. Indiferent de zona în care roboții sunt utilizați, ei au contribuit la dobândirea anumitor informații care, până nu demult, erau extrem de dificil de obținut. Pe măsură ce oamenii au evoluat, aceștia au început să-și construiască diferite unelte și obiecte menite să le ușureze viața de zi cu zi. Astfel, de la o banală roată s-a ajuns treptat, de-a lungul secolelor, la mașinării complexe care permit omului să-și gestioneze mult mai bine timpul. Și roboții intră în categoria acestora. Exersează singur. Realizează un proiect în aplicația ta preferată de prezentare, în care să abordezi următoarele aspecte: prezentarea unui scurt istoric pentru domeniul roboticii, identificarea și descrierea diferitelor categorii de roboți, determinarea activităților de zi cu zi în care sunt utilizați roboții. Arduino este o companie open source care produce atât plăcuțe de dezvoltare bazate pe microcontrolere, cât și partea de software destinată funcționării și programării acestora. Primul Arduino a fost lansat în 2005 ca fiind o soluție ieftină de dispozitive capabile să interacționeze cu mediul folosind senzori și sisteme de acționare, fiind destinată începătorilor în robotică. Pentru programarea plăcuței de dezvoltare Arduino avem nevoie numai de un mic software. Până la apariția Arduino, fiecare producător de microcontrolere oferea mai multe aplicații ce trebuiau învățate și folosite pentru programare și astfel aceasta era dedicată în special profesioniștilor. Producătorii Arduino au construit o platformă ieftină și un program simplu ce poate fi învățat de oricine. Arduino a fost construit special pentru a fi utilizat în educație. Dispozitivul Arduino poate fi alimentat la portul USB al oricărui calculator și programat cu ajutorul unui limbaj de programare asemănător cu limbajul C. Putem folosi dispozitivul Arduino pentru a citi senzori și pentru a controla lucruri precum motoare și lumini. Astfel, putem citi un senzor de umiditate conectat la o plantă într-un ghiveci și acționa un sistem automat de udare a acesteia. Sau putem crea un braț robotic cu capacități avansate de manevrare ce poate fi comandat de la distanță printr-o aplicație web. În prezent există mai mult de 20 de modele Arduino. Chiar dacă termenul Uno sugerează că ar fi primul model, el este succesorul primei serii. Arduino Uno este echipat cu un microcontroler ATmega328P, funcționează la un voltaj de 5V și are 16 MHz. Ne reamintim din clasele anterioare că frecvența procesorului este măsurată în MHz. Cei 16 MHz sunt suficienți pentru a face programe foarte complexe, însă nu vă vor oferi o libertate de execuție comparativă cu procesorul unui PC și de aceea codul scris trebuie optimizat astfel încât programul conceput să încapă în memoria RAM a dispozitivului vostru.
La Arduino pot fi conectați diversi senzori și actuatori. Un actuator reprezintă elementul de acționare folosit în sistemele automate pentru executarea comenzilor. Prin intermediul senzorilor sunt preluate informații din mediul înconjurător. Pentru atașarea echipamentelor hardware, Arduino Uno oferă un număr de 14 conexiuni digitale, numerotate de la 0 la 13, și 6 conexiuni analogice, numerotate de la 0 la 5. De obicei, conexiunile digitale sunt utilizate pentru a conecta actuatori, iar cele analogice pentru a conecta senzorii. Platforma Tinkercad permite oricui să creeze și să programeze virtual dispozitivul Arduino fără a fi nevoie de hardware fizic. După conectarea pe platformă, din partea stângă a ecranului, alegeți opțiunea de lucru cu circuite și solicitați crearea unui nou proiect. Fereastra mediului de simulare este împărțită în mai multe zone de lucru. Zona de componente, din partea dreaptă a ecranului, conține piesele electronice pe care le puteți selecta pentru construcția proiectului. Zona de programare deschide un mediu de dezvoltare integrat care face programarea Arduino foarte simplă prin utilizarea de blocuri programabile, așa cum ați fost obișnuiți să folosiți în clasele anterioare. Pentru cei care sunt deja familiarizați cu biblioteca Arduino, veți descoperi și o prezentare a codului creat în format text. Zona de construcție este spațiul în care veți aduce componentele și, prin combinarea acestora, veți forma circuitul. Pe lângă exportul și partajarea proiectelor realizate, puteți descărca lista de componente din inventarul de componente utilizate și astfel proiectul vostru va fi mai ușor de realizat cu componente fizice. Zona de circuite, solicităm crearea unui nou circuit. Iar, din partea stângă a următoarei ferestre, ne alegem pe rând componentele necesare. Un dispozitiv Arduino Uno R3, un LED roșu și un rezistor. Cu ajutorul sârmelor vom conecta în primă fază LED-ul la rezistor și rezistorul la pinul 8. În faza 2 vom conecta direct LED-ul la pinul GND, adică pinul de împământare. Ne propunem ca LED-ul roșu să se stingă și să se aprindă intermitent și din zona de programare vom selecta din grupul comenzilor de ieșire de 2 ori blocul set pin 2 și de 2 ori blocul de așteptare. Vom alege pinul 8 deoarece pe acesta s-a făcut conectarea la dispozitiv și îl vom deschide sau închide alternativ cu comanda de așteptare pentru a obține efectul de clipire blink. La pasul următor vom selecta activarea simulatorului și observăm cum LED-ul se aprinde și se stinge, deci circuitul funcționează. În imagine veți regăsi zona de lucru și zona de programare aferente proiectului Blink descris anterior. Felicitări! Astăzi ai învățat despre implicațiile roboticii în lumea reală, componentele plăcuței de dezvoltare Arduino Uno, cum anume poți utiliza mediul Tinkercad pentru programarea dispozitivului Arduino Uno.